Salut și bine venit la Fabrica de Bani, eu sunt Dragoș și azi vreau să-ți prezint o metodă prin care poți să faci până la 5.000 de dolari sau 5.000 de euro, 5.000 de dolari, da, așa, printr-o metodă foarte, foarte simplu cu ajutorul unui video, un video generat de AI, video care îl poți posta fie pe YouTube, pe Telegram, YouTube, Twitter, stați așa că am undeva am notat aici, de fapt o să vă arăt în următoarele momente cel mai simplu. Cum vă spuneam, am găsit o metodă de a face până la 5.000 de dolari. O să vedem imediat termenii, condițiile, ce trebuie făcut. Cum am ajuns la chestia asta, știți că eu experimentez foarte mult, foarte multe aplicații, le testez. Unele au cont demo, altele au o variantă gratuită pe care poți să o folosești gratuit și așa mai departe. Așa că la un moment dat am ajuns să testez Hygen și ideea e că din urma testurilor acestor aplicații, ceea ce mi se întâmplă e că primesc, chiar dacă aplicația e gratuită, îți cere un cont de e-mail ca să-ți faci cont la ei. După care începe să-ți dea oferte pe mail, îți dea tot felul de chestii pe mail, mail-uri pe care oricum dau dezabonare sau le șterg, sau, dar în general am costa de inbox destul de plin de astfel de e-mail-uri. Și astăzi am primit un e-mail, o să vi-l arăt pe ecran, un e-mail de la Hygen, în care îmi spunea că prima oară era, bineînțeles că tendința mea era să-i dau delete, aia încă un mail de la de comunicare, m-am uitat mai atent și zic, opa, asta e așa că e interesant ce scrie aici, da? Nu mi-a atrasat neapărat atenție titlul, că în momentul în care am văzut 5.000 doar video challenge, m-am gândit că pur și simplu este o competiție, zic concurs, nu mă bag, nu mă interesează, da? După care am început să citesc atent așa mail-ul, să-l scanez rapid și am văzut că poți să faci un video cu free plan. Asta înseamnă că nu trebuie să-ți faci cont plătit la ei ca să faci niște video mai complexe, trebuie să faci un video cu planul lor gratuit, nu te costă nimica, îl postezi pe Twitter, TikTok, YouTube sau Instagram, astea sunt așa, eu o să încerc probabil să fac pe YouTube pentru că YouTube este ăla în care sunt eu în apele mele, da? Sau poate și pe TikTok, nu știu. Așa, și se pasează pe view-uri ca și câștig, ceea ce asta a fost, de fapt, punctul 3 a fost cel mai important, la fiecare 1000 de views vei primi 5 dolari. Plata minimă, o să citim imediat ce trebuie și condițiile, are aici așa official rules, unde scrie exact regulile. Plata minimă e de 25 de dolari, deci nu vă gândiți că faceți doar 5 dolari, puteți faceți de 25 dolari și 1000 de dolari, dar pentru mine asta a fost, bă, pot să încerc, că dacă încerc și mi iese o idee bună, măcar fac 20, 30, 50, 100 de dolari, dacă mi iese o idee super bună, fac 500, 1000, da? Și atunci am zis, mamă, e de mine, clar, în primul asta a fost ideea, m-am gândit, sincer să spui, m-am gândit, o arăt și la alții, nu o arăt, o țin pentru mine, dar până la urmă nu e o competiție, asta e iarăși important, că nu e o competiție astfel încât să fie concurența, am zis, bă, să-i ajut și pe alții să facă și ei și zic, hai să vedem pe ce e vor mai departe. Deci, practic, 1000 de view-uri, dacă ai la clipul tău, după ce le-ai făcut 1000 de view-uri alea, dai subscribe. Are aici așa undeva un formular, submit și inform. Ok, am intrat și pe pagina lor, vedeți? Hygen.com Creator Fund, aveți aici link-ul direct, deci voi nu aveți mail-ul ăla al meu, da? Dar aveți aici și aici aveți la fel toate detaliile. Spune foarte clar, 3 pași simpli ca să faci chestia asta. Creezi un video, aici la partea de creat un video, o să vă spun și vouă câteva hinturi, o să dau câteva hinturi, ca astfel încât să puteți să faceți cu adevărat bani. Pentru că dacă arunci un video și așa mai departe, nu o să iasă așa. O să vă dau un exemplu, uitați-vă dacă uitați pe ecran, vedeți că am făcut la un moment dat un video de test cu Hygen, da? E un video, nu știu dacă se aude pe microfon. Fabrica de bani. În calitate de asistent virtual, construit pe baza tehnologiilor. Deci nu știu dacă se aude foarte bine, dar ideea este că am făcut un video de asta de test. Așa, are undeva la... m-am jucat mai mult, nu am făcut o chestie wow. 207 vizionări, deci vă dați seama că cu clipul ăsta nu o să fac bani, da? Dar ideea care este, eu am testat produsul lor mai mult, ați mai testat decât să fac bani. Acum o să mă interesează să fac bani și pentru chestia asta o să stau 2-3 zile să mă gândesc la ceva care poate să aibă viral. Adică nu fac, partea de video e foarte ușor de făcut, o face AI-ul. Îi dau un text, îl face AI-ul, n-am nicio treabă, e super simplu, da? Dar trebuie să stau un pic să mă gândesc la o idee cât mai bună, astfel încât să și aibă parte de viralizare, să poată să-mi aducă cât mai mulți bani posibil. Deci dacă zic, mai fac repede, pac un video, l-arunc acolo și vedem ce iese, nu o să meargă așa, da? Gândiți-vă la o idee bună, gândiți-vă la o informație de calitate, ceva care este oarecum în trend și vedeți ce iese, da? Așa, partea de realizare video,
vă faceți cont pe platformă, am făcut și asta ca să vă arăt, da, contul meu, pot să spui inclusiv, am făcut un video la un moment dat de test cu fața mea, nu știu dacă e undeva salvat pe aici, dacă îl găsesc, ideea e că era atât de creepy, de fapt poate că asta ar putea fi o idee, mă înfiora pe mine că zâmbeam așa, ziceam, din ochi, da, deci era ciudat rău, ziceai că e un ultimul criminal în serie, așa, dar aș putea să fac un video de genul ăsta. Ce trebuie să faci ca să faci un video ăsta? Zicem că aleg un personaj, da? Cred că mai poți să adaug pe aceea, deși alte, uite, poți să adaug text. Nu text script, cred că poți să adaug de layere, nu știu. Vă jucați cu el, da? După care undeva aici jos, îi spun salut. Eu sunt, imediat să dau pe ecran. Eu sunt Monica și vreau să îți prezint 3 metode de a face bani online. Nu știu, am dat un exemplu, da? E, în momentul în care dau generare pe aici undeva, dau preview, da? Ia uite. Și acum lucrează și exact cum fac-o. Din cauza că este pe engleză, s-a auzit ciudat probabil pentru voi, fiind pe engleză s-aude un pic ciudat. Cred că cel mai bine ca să facem asta, o să punem un cablu, să leg ieșirea de cablu de aici, ia să vedem. V-am zis că mi-am mutat sistemul cu totuși niște chestii. Al mai pleiază acum. Ia să vedem. Mai dau un preview odată. Sau fac și mai bine așa. Chat GPT 4 și Hey Gen. Da, se aude. Am și cască de monitorizare acum ca să pot să aud. Deci, acum ai dat pe engleză. Din păcate, hai să facem undeva un text în engleză. Hello. Welcome to Money Factory. Fac live. Acum să vedeți și voi. Exact, să vedeți. O să las casca în ureche totuși, deși mă aud eu ciudat. Hello. Welcome. Preview. Hello, welcome to Money Factory. Asta e doar cum se aude, ea încă nu se mișcă vocea, dar vă dați seama că o să se și miște fața. Puteți faceți chiar cu fața voastră. Trebuie să fiți cât mai creativi. Asta e important, să fiți cât mai creativi, să faceți chestiile astea cât mai, mai mișto. Uite, să luăm un asistent virtual mai de genul ăsta, mi-ar trebui mie. Unul mai profesional așa. Bineînțeles că și textul poți genera, dacă vrei, cu ChatGPT, de exemplu, da? Și așa mai departe. Dai submit, da? Și în momentul de față o să facă submit. Din păcate o să consum niște credite aici și nu prea vreau, da? O să dau cancel, da? Pentru că consum din cele 2 minute pe care le mai am gratuit, consum 6 secunde și n-aș vrea să consum doar pe un test video. V-am zis, dar ideea este că se poate face și cu fața voastră, se poate face cum vreți voi. Este un mare avantaj. Deci asta cu Creator Fund mi se pare foarte, foarte interesant. Iarăși o chestie importantă de prezat, citiți foarte bine regulile oficiale, da? Aveți aceea submission form unde după ce ați pus un video îl dați submit pentru review. Ideea care este? În momentul în care ați făcut video și ați strâns 20.000 de vizualizări sau 50.000 de vizualizări și ați dat submit form, o să vă plătească pentru cât ați făcut până atunci și dacă după aia 50.000 mai faceți încă 100.000 de vizualizări, nu o să mai fiți plătiți. Adică așteptați până în momentul în care credeți voi că bă, am făcut minutele sau am făcut vizualizările pe care am nevoie și pentru astea vreau banii și asta este, da? Este one time only, da? Iarăși, dacă ați făcut deja clipuri cu Hey Gen și sunt mai vechi, nu se controlizează, da? Toate posturile trebuie create după 18.06.2023, adică de data de alaltă, să zic așa, nu știu, 18, când a fost. A fost duminică, cred. Da, că luni a fost 19. Deci de duminică, de duminică până acum, da? Deci nu clipuri mai vechi. Așa. Iarăși, trebuie să aibă cel puțin 10 secunde lungime clipul. Gândiți-vă că dacă le faceți prea mari, nu o să aveți poate multe vizualizări la el și așa mai departe. Deci gândiți-vă cum îl faceți ca să fie cu aspect viral, să aibă multe vizualizări ca să faceți bani. Eu v-am zis, o să gândesc și la o idee, dar o să dau vreo 2 zile, 3 să mă gândesc, nu zic mâine, într-o oră, hai să o facem. Așa, astfel încât să aibă impact cât mai mare și sper eu să scot 500.000 de euro, așa.
poți să faci mai multe videouri. Alți mici must be poste din platform Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, da? Așa. Mai sunt câteva condiții aici care trebuie să le analizați cu atenție, da? Eu vi le spun deja aici în video, dar analizați cu atenție. The maxim pe eu per video este $1000 și probabil $5000 este maxim 5 videouri. Oricum, dacă fac două video și am luat €2000, zic eu euro, $2000, sunt super mulțumit. Așa, the minimum payout video per video este $25. Iarăși, atenție, da? Deci trebuie să ai un clip care are deja 5000 de views ca să poți să ceri payout-ul, da? Că dacă e $5 pe $1000 de views, $25 înseamnă 5000, corect? Așa, poți să submit only 2 videos per week. Deja mi se pare că dacă tu faci două video și amândouă peste 5000 pe săptămână, da? Ai făcut deja €50 pe săptămână, deja e super de ajuns, da? Dar dacă poți să aștepți ca să iei și mai mulți bani, iarăși este o chestie care mi se pare că vine cu educație financiară în treaba asta. Video poți să pui doar o dată, exact ce v-am spunea și mai devreme, că poți să pui video doar o dată. Plata se va trimita pe numărul de views la momentul review-ului. Deci v-am zis, dacă pui un clip de 5000 și ți l-a plătit, nu o să mai poți după aia la 7000, la 8000 să-l bagi din nou, da? Așa. Și creatorii care au fost, mă rog, bineînțeles că creatorii de conținut care au fost plătiți de ei ca să facă reclamă la acest program, nu sunt plătiți în campania asta cu videourile mai vechi. Ceea ce e normal, e campanii separate, cumva cred că și acolo puteau să facă chestia asta, deci are și un aspect interesant, da? Ok, mai e o regulă, acum înseamnă că nu vedeam aici pe ecran și zic, mă, am sărit-o, regula numărul 2, da? All submission must be in English, da? Deci toate videourile astea postate din limba engleză. O să vă întrebați cum o să fac eu, că la Fabrica de Bani conținutul meu este în limba română. Și bineînțeles că nu o să mă apuc să postez pe canalul Fabrica de Bani un conținut în engleză acum doar de dragul de a face bani sau ceva, dar din fericire am și un canal în engleză, da? Nu e un canal foarte mare, dar poate tocmai chestia asta de aici poate să fie un experiment care să-mi aducă pe lângă beneficiile de aici și creșterea canalului respectiv. Trebuie să gândesc, am o zi, două, să gândesc un pic problema, să văd cum face, dar până atunci voi vă puteți apuca de treabă și puteți face voi bani. Bineînțeles, dacă faceți voi, nu știu, €1000, poate îmi donați și mie, neapărat, $5 sau $10. Dar vă puteți abona la canal la cei 6 lei pe lună pe care îi plătiți pentru a fi abonat și a avea acces la videourile acelea private care le fac pentru membrii, da? Pentru accesat una de membri, ai undeva în descriere aici jos linkul de membership, e ceva cu join în coadă și te poți deveni membru cu care are full acces la toate videourile pe care le fac eu pe canal, nu la doar cele care le pun publice. Așa, mie mi se pare că e o oportunitate grozavă pentru a face bani. Eu am zis că merită experimentată și bineînțeles că dacă începe să meargă treaba, ai putea să faci chestia asta și la un nivel la care să te aducă bani poate din YouTube. Iarăși, o chestie bineînțeles importantă, nu necesită ca canalul tot de YouTube, de exemplu, să fie monetizabil în momentul ăsta. Este o metodă care merge folosită și la cei care au canale de YouTube mai mici și care nu le au monetizabile. Bineînțeles, n-ai o să mă ascund faptul că dacă ai un canal mai mic, probabil o să fie mai greu să faci acele 5000 de views la un episod, dar nu e imposibil. Gândiți-vă că nu e imposibil. Nu e nimic aici de YouTube Shorts, deci aș merge, dacă ar fi să merg pe YouTube, n-aș risca și aș merge pe YouTube normal, nu pe YouTube Shorts, dar s-ar putea să fie și YouTube Shorts-urile băgate. Deci ar trebui întrebat până la urmă, că nu știu să vă spun treaba asta, dar mie mi se pare că ideea asta cu Creator Fund este super, super, super și că merită explorată. Da, adică e o metodă în care poți să faci bani. Ați văzut că de obicei eu vorbesc pe aici pe YouTube despre metodele în care fac eu bani, dar aici n-aveam cum să povestesc peste o lună de zile ce am făcut. Probabil o să vă vin un episod la un moment dat dacă găsesc o idee bună să vă arăt că merge. Dar până atunci am zis că vă prezint informația, că e o idee bună și cred în ea. Adică oamenii ăștia sunt destul de serioși. Am văzut, am testat înainte deja produsul lor, fără să știu că vor avea vreo campanie sau ceva. Și cred eu că merită studiată cu atenție chestia asta și pentru că vă va aduce bani, v-am zis, mai ales dacă nu aveți un canal care e încă monetizat. Pentru că tot vorbim de canal de YouTube și de monetizare și de toate astea, bineînțeles, îmi doresc și eu la finalul acestui clip, dacă ți-a plăcut acest episod sau vrei să vezi și alte materiale interesante sau așa mai departe, ai undeva și jos butonul de subscribe, da?
ai clopoțelul acela mic pe care îl bifa, vei fi notificat de câte ori postez un clip nou. Mă ajută un like, mă ajută orice postare de-a ta, poți să dai și în comentarii întrebări, propuneri de subiecte care vrei să tratezi aici pe video, așa mai departe, le citesc cu interes, răspund la ele. Deocamdată comunitatea nu e atât de mare încât să nu zic că nu mai pot să răspund la comentarii și sunt tot ok. Doresc să crească comunitatea acestui canal. Avem undeva la, cred că, 1000 și ceva de abonați în momentul ăsta. Imediat să vedem. Dau stop. Așa. Avem undeva la 3500 de abonați. Ne dorim să ajungem la 4000, așa că mă ajută foarte, foarte mult și treaba asta cu subscribe-ul, dar mă ajută și un share sau un like pentru algoritm și pentru a vedea și alții aceste materiale care zic eu că sunt interesante. La fel, la finalul episodului ăsta, ai în colțuri alte episoade mai vechi care sper să prindeți și interes pentru tine și acele. Îți mulțumesc că m-ai urmărit și ne reauzim, înțeles, mâine cu un nou clip. Vă mulțumesc!